Bună ziua și bun găsit, oameni buni, bună seara de fapt, ne apropiem de seară, sunt Daniela Vlad și vă invit să rămâneți împreună cu noi, mențineți frecvența 92,4 FM, sunteți pe Radio Pro Lider FM, rămâneți aici, nu schimbați, așa cum vă spun de fiecare dată, nu schimbați frecvența, 92,4 FM. Vă spun bună seara și bun regăsit după un timp. Mulțumesc echipei din seara aceasta și pentru dumneavoastră astă seară voi anunța invitații mei. Oameni ca de fiecare dată care fac lucruri pentru comunitate, dau înapoi comunității așa cum știu, atât cât știu și cât pot. Așa cum ar trebui, nu, cum ar fi bine, nu e bine să spun trebuie că nu-mi place cuvântul, așa cum ar fi bine să, fie, să facem fiecare dintre noi. Bună seara și bun venit, de fapt bun revenit, stimată doamna Antoneta Crudu. Este vorba despre președintele Asociației Danubiana Galați. Bună seara și bun revenit! Da, bună seara și bine v-am revăzut. Ne-am văzut de ceva timp. Dar nu ne-am văzut în formula aceasta aici, la radio, chiar sigur. Chiar duminica trecută ne-am întâlnit la o lansare de carte. Mă numesc Antoneta Crudu, sunt președinta Asociației Danubiana Galați. Mulțumesc, trecem mai departe puțin pentru că da, aveți un coleg da, în seara coleg, aceasta. Da. La, văd că la stânga dumneavoastră l-ați așezat. La stânga și dumneavoastră sunteți la dreapta dumneavoastră, deci nu știu. Da, vom vedea. Așa. Asta înseamnă vă sprijiniți, sigur da. Că da. Bună seara și bun venit, domnule Aurelian Niculescu. Este vorba despre președintele Asociației Cohorta 2 Matia Corum și despre administratorul Asociației Danubiana Galați. Bună seara, bun venit în studioul ProLider FM. Bună seara, bine v-am găsit. Mă bucur să fiți aici împreună cu noi și mai ales să vorbim în seara aceasta despre un eveniment pe care împreună îl coordonați, îl pregătiți de atâta timp și vă voi anunța, oameni buni, că este vorba despre festivalul roman Tirighina Barboș, un festival care se află la ediția cu numărul 2. Eu știam că 2, așa mi-a spus, cel pe care îl avem, îl vom avea într-o corespondență. Ediția 1. 1 e a noastră, Danubianei. Da. A Danubianei, da. Dar poate 2 da, la nivel de sigur, oraș. Sigur da. Că da, da. Este vorba de, a mai fost o ediție de acest gen. La ora, în jurul orei 17:30, vom intra într-o corespondență telefonică directă cu Marius Crudu, cel care este vicepreședinte al Asociației Danubiana Galați. Sperăm să realizăm corespondența și să-l găsim pe Marius Crudu. De altfel, nu vreau să ascund ascultătorilor noștri, Marius Crudu este fiul doamnei Antoneta Crudu și este vicepreședinte al Asociației Danubiana. Domnilor, acestea fiind spuse, haideți să trecem la treabă, pentru că nu avem așa de mult timp la dispoziție, știți că timpul zboară. Și mi-arată colega mea că avem 3 minute până la publicitate, doamna Antoneta Crudu. Vă rog să-mi spuneți în 3 minute, aceste 3 minuțele, ce se va întâmpla în mare, știți cum? Treceți așa în revistă, într-o fugă până la publicitate și revenim. Ce se va întâmpla în cadrul deci acestui în festival? Deci în weekendul acestei luni, 27-29 septembrie, în orașul Galați, va avea loc un festival dacoroman, care se numește Festivalul Roman Barboș Tirighina, la care sunt invitați, noi organizăm, Asociația Danubiana Galați organizează acest festival cu sprijinul nemijlocit al primăriei orașului Galați, care ne-a finanțat acest festival. Prin ceea ce facem noi, aducem o pagină de istorie de mult uitată și care mai rar se regăsește în paginile cărții de istorie pe care readucem istoria. Acasă, readucem istoria acasă, în prezent, da. Da, trecutul în prezent, da, repunem așa, cumva. Repunem cumva, da. Cumva. Nimeni nu poate să lucreze singur dacă nu ar avea niște oameni deosebiți alături cu care să empatizeze, să înțeleagă, să vrea să facă treabă. De aceea am venit la dumneavoastră cu domnul colonel în rezervă, domnul Aurelian Niculescu, că asta e funcția dumnealui de... Mie cam așa. Frică, să știți, nu ne dă ordine, oare, nu știu, vedem. Acolo pe teren, da. Pe teren, da, așa e. Care ne-a sprijinit foarte mult și ne sprijină în continuare. Dânsul este inima... Noi suntem două jumătăți, adică știți, unul fără sunteți, altul. Să nu spuneți că sunteți și suflete gemene, acum știți că se practică asociațiile, așa, căutarea aceasta în ultima perioadă. Nu, noi ne...
ne ajutăm reciproc, dar și vă completați, probabil, da. Sigur. În general, eu conlucrez cu toată lumea, dar m-am axat cel mai mult pe partea asta culturală, adică lansări de carte, evenimente la casa. Vreau să vă spun, vă întrerup puțin, da. 3 minute trec imediat, cred că au și trecut sau nu știu, mai avem puțin. Doamna Antoaneta Crudu a lucrat de-a lungul vieții într-o instituție de cultură, de învățământ, este vorba despre liceul, despre Colegiul Național Costache Negri și normal că sunteți apropiată de educație, da, da, de cultură, de da, ceea ce înseamnă frumos până da, la urmă. Vă întrerup, nu vă las, da, încă da, nu vă las, vreau să mulțumesc echipei și să spun în mod deosebit că ne puteți vedea și pe pagina de Facebook a radioului, dați o căutare și ne găsiți, ProLider FM, și de asemenea salut telespectatorii noștri de la Express TV, acolo unde joi seara veți putea vedea emisiunea Contrapunct, ne veți vedea pe noi, da, în cadrul emisiunii Contrapunct de la Express TV. Mulțumesc încă o dată echipei, fără echipă și ceea ce a spus dumneavoastră, da, exact, cuvântul împreună, l-ați introdus, da, în seara, da, aceasta, da, eu țin foarte mult la împreună, fără să fim împreună și să facem comuniune, nu cred că putem realiza ceva. Nu. Mai ales în acest moment în care oamenii nu mai găsesc cărarea de la unul la altul, da, parcă, da, pare-se. Noi am găsit foarte multă înțelegere, adică Marius, că Marius conlucrează foarte bine, domnul Niculeț, și eu, dar v-am spus pe partea de cultură, de promovare cărți și alte evenimente. În schimb, pe partea de armată și de... Trecem la domnul Niculescu. Da, domnule Aurelian Niculescu. Foarte bine. Ne întrerupem noi femeile. Știți că femeile vorbesc mai mult în general. Nu știu ce spuneți dumneavoastră. Vă dau cuvântul. O să vină publicitatea peste noi și nu o să aveți cuvântul nici de data aceasta. Asta e. Dar spuneți măcar două vorbe. Cât mă lasă colega mea două, până la publicitate? O singură, o mică poveste. Deci, cu anii, dacă ne luați cu povești, de când vine publicitatea. Am fost într-o activitate undeva la Constanța, unde mi-au apărut doi copii, eu băteam o suliță într-o ferărie acolo, au venit 20 de minute, au fost 4, 2 au rămas, cele 20 de minute, 40 de minute, 60 de minute au trecut, copiii le-am spus ce trebuie să facă, după 6 luni de zile eram pe al doilea război mondial, un alt eveniment la Brașov, din public mi s-a spus în felul meu, tati, nenea nu mai este îmbrăcat, dac. Eram, ați văzut? Eram, au reținut? După 6 luni de după zile. 6 luni mândria de zile. A fost pentru mine și de atunci pun cred că și bucuria. Ce fac, da. Enormă. Enorm. Mi se face vi s-a ridicat, da? Ați făcut piele de găină? Țin legătura cu ei, m-au urmărit în toată țara, așa, și a spus, o să spună în felul următor, taicăsul la un moment dat, dacă mergeți afară și acolo vin după dumneavoastră. Frumos. Mândria a fost că... O laudă din partea copiilor. Am luat 2 de 10, am luat un 10. Doamna m-a pus să fac o compunere și am povestit ce am vorbit cu dumneavoastră. Au povestit ce au vorbit, da, cu dumneavoastră. Frumos. După publicitate, după publicitate, da, sigur că da. Revenim, doamnelor, domnilor, mențineți 92,4 FM. Suntem la ora de cultură, Radio ProLider FM. Mulțumesc echipei încă o dată. Am revenit, doamnelor și domnilor, sunteți pe 92,4 FM, mențineți frecvența. Invitații mei din seara aceasta sunt Antoaneta Crudu, președinte al Asociației Danubiana Galați, și Aurelian Niculescu, președinte Asociația Cohorta 2, Matia Corum. Frumos sună, îmi place cum sună și imediat vă întreb despre tot ce se întâmplă în acest festival despre care vorbim în seara aceasta, Festivalul Roman Tirighina Barboș, cel care va începe pe 27 septembrie, va ține din 27 în 29 septembrie și se va desfășura în grădina publică din orașul nostru, cu finanțare din partea primăriei municipiului Galați, și cu dăruirea, dragostea și munca asiduă până la urmă a oamenilor acestora doi din studioul nostru, dar împreună cu echipa întreagă, așa cum și eu mulțumesc echipei în seara aceasta. N-avem cum. Dacă vreți să mai amintiți oameni care vă ajută, vă rog. Dar amintesc că vom avea și corespondență telefonică directă la în jurul orei 17:30 cu Marius Crudu, vicepreședintele Asociației Danubiana Galați, dar până atunci trecem la treabă. Domnule Aurelian Niculescu, pe dumneavoastră vreau să vă iau la întrebări. Povestiți-mi, vă rog, cum se va desfășura acest festival, ce va cuprinde, pentru că el cuprinde foarte multe ateliere. Este un festival plin, încărcat, am văzut programul și mi se pare că are foarte multe lucruri de oferit comunității. În primul rând, vin mai multe asociații din țară. Sigur. Deci, domnul Niculescu, deci, știți foarte bine ce asociații. Să începem cu pregătirile. Vă rog. Pregătirile sunt pe final.
Vă cred. Deci, așa ar, ci, avem, a, ar așa, fi bine să fie. Acum am, era, deci acum vin de la, am luat, am lăsat un cleșe de aparat de sudură, sudez niște fiare pentru un cort și e gata, gata să întârzi. Atât îmi trebuia. Păi la asta mă gândeam, că nu mai veneați, nu mai veneați și zic, ce se întâmplă cu oamenii aceștia? Au început festivalul? Da. Deci nu l-am început, dar încă, încă e muncă, suntem, în primul, punem pe primul plan munca, serviciu, învățătura și să știți că moștenesc puțin o firea ca zonă în ceea ce privește participanții la voluntarii noștri la, la acest festival și nu numai, pentru că avem activități, am avut activități în Germania, deci nu suntem la început. Cohorta 2 Matia Corum este, dar Cohorta 2 Matia Corum este asociație dată am dat un, acel nume, acest nume datorită faptului că avem acest castru roman și aici a acționat din legiunea 1 Italica, care a fost activitate și lupte desfășurate în zona Bulgaria și la sud de Dunăre, iar aici a fost o cohortă a 2 Matia Corum care a ocupat, dar fără un război, la 142. Și au găsit, curios că nu au găsit daci, cu toate că apar, apare lupul daci, că au găsit sciți, i-au romanizat și au făcut acel, acest val. Referitor la festival. Avem... Domnule Niculescu, nu treceți mai departe fără să asculte oamenii, pentru că sunt unii dintre ascultătorii noștri, poate, cei care poate nu știu ce înseamnă cohortă și aș vrea să explicăm. Da, legiunea este... Eu mi-am și notat aici. Legiunea și... este o formațiune militară romană foarte bine organizată, în care se duce până la 4.000 și ceva de oameni. Și, și ajungea până la 6.000 uneori. La 6.000 de oameni. Exact, exact. Dar sunt scrieri și poate da, târzii. Între 4.000 care, și 6.000, așa specifică scrierile. Dacă stăm de vorbă cu anumiți istorii, spune 4.000, dacă stăm de vorbă cu celelalte până la 6.000. Da, e un interval. Iar aceste legiuni erau formate din cohorte. Cohorta era în jur de 480 până aproape de 500. Era comandată de un legionar, de un centurion și acel opțiop care transmitea ordinele, vă dați seama că nu era sistemul de sigur și trebuia să se transmită ordinele până la celălalt, până la ultimul legionar. Avea un purtător de vexilă, deci gradele superioare, nu este vorba de ofițeri, cum noi mai spunem, ai porți creastă de ofițer, porți creastă de centurion. Deci, așa. Am făcut aceste costume, bineînțeles, cu finanțarea și mulțumim primăriei municipiului Galați, suflet fiind Marius Crudu, prietenul meu și... în același timp coleg, mă înțeleg extraordinar cu el, sosim, ne certăm, doar că nu ne batem, dar... Dacă vă certați, e bine să știți, pentru că nu merge fără ceartă. De multe ori președinta răspunde... Ideile acolo cresc și nasc. Marius, nu mai țipa la domnul Niculescu. Eu mai plec. Mai plecați așa? Gata. Dânsa este președinte, dar în momentul când a intrat în formație, este subordonat. Adică nu... Vă subordonați domnului Niculescu. Domnul Niculescu, sunteți foarte dur. Foarte dur. Eu am să vin la festival să văd ce faceți acolo, adică cum îi comandați pe toți. Deci nu tolerez, deci mulțumesc. Vreau ca studenții care participă să, deci să nu lase boabe pentru toamnă sau așa, nu există, că îl scot afară, elevii care nu au medii peste 7 cu carnețelul în mână vină. Așa vin pentru, cu carnețelul în mână, îi verificați? Mână, pentru că nu accept să spună am fost la activitatea domnului Marius Crudu sau domnului Niculescu și n-am putut să învăț. Sau dați-mi și mie o ștampilă, o motivație că am fost. Nu! Nu mergem tăi la învățătură. Nu accept oameni să mi se dea telefon să spună mi-a întârziat la serviciu. E vorba chiar de fiul meu, că mi-am implicat... A fost tot timpul punctual? Punctualitatea este politețea regilor, știți că se spune. E o regulă pe care nu o încalcă nici... N-ați încălcat-o niciodată? Niciodată. N-ați întârziat niciodată în viața dumneavoastră, nicăieri? Fiind un militar și căutând să... Păi la asta mă gândesc. Să execut ordine. Am fost un foarte bun executat. Am fost în același timp un încăpățânat. Deci am avut momente Vă lăudați, foarte văd bine. Foarte grele. Nu, dar de ce vă spun? Da, știu, înțeleg. Oricum au trecut 25 de ani, deși nu mai are ce să mă mai pedepsească. Sunt ofițer în retragere. La 74 de ani, mulțumesc. Cred că mai... Așa. Vreau să duc până la 90, măcar să ducem
vexilul cohortei sus. Nu revenim, nu mutăm. Treceți la festival, vă rog frumos. Haideți, da, continuăm așa cu festivalul activitățile fi, din deci festival. Festivalul va avea foarte multe ateliere. În primul rând, avem un compartiment de tras cu arc. Ăsta, spre deosebire de alte asociații, deci noi folosim un arc puțin mai dur, deci cu săgeata ascuțită, o să fie foarte bine, sunt autorizat în direcția asta, dar în același timp avem și jucării pentru copii. Avem un atelier de desenat, figuri dacice, figuri romane pentru copii. În același timp avem un cerc, să spunem, un alt atelier de gladiatori mititei de la 2 la 4 ani, avem scuturi pentru ei, avem gladusuri, avem galeie, avem acele... Sunt niște denumiri crește pe care poate nu galeie, sunt acele coifuri romane, coiful roman, gladiusul este vorba de sabie, scutum este scutul de apărare, caligele sunt cele care le încalță. Avem pelerine pentru ei, deci îi dotăm așa cum trebuie. De unde aveți aceste costume? Cine v-a ajutat costumele să le aveți? Mulțumim croitoresei noastre, care este și membră în Asociația Danubiana Nis Tornina. Da, și soția mulțumim voastră. Soției mele. A, este soția dumneavoastră. Care se implică. Deci, e subordonată familia, direct. E subordonată. Hai de mine, domnule Niculescu. Dar să știți că dacă o să veniți la festival și lucru pe care va trebui să-l faceți, mă trage deoparte și îmi spune acolo. Păi dar nu, că e subordonată numai cu între ghilimele, așa, că sunteți, sunteți dumneavoastră subordonat, cred că. Și o ascult pentru că este foarte bine informată în ceea ce privește așa, am participă efectiv la echiparea militarilor. E foarte dură și ea, îmi spune, aranjează eșarfa. A lucrat și dumneavoastră în cadrul armatei? Nu, dar... A preluat de la domnul Niculescu, sigur că da, sigur că da. Îmi vine să vă întreb cine e ordonanța în casă. Cine e ordonanța, domnule Niculescu? Nimeni, nu? Până la urmă. Spune, da, să spun eu, dar v-am spus, sunt... Deci să spun eu, doamna Antoaneta, n-a spus, gata, sunteți... Nu sunt. Subordonat. Am înțeles. Nu sunt, nici nu bat cu pomnul în masă. Dar în același timp fiecare ne ajutăm reciproc, ne iubim și trecem mai departe. Avem un atelier de pielărie care o să dăm la fel diferite forme celor care îi punem să facă. O să încerc. Urmărim să găsim un meșter mai bun. L-am invitat pe maestrul Lucian Jitariu. Asta va fi surpriza festivalului cu piese foarte vechi și în materie de olărit, de ceramică, așa, lucru pe care trebuie să-i mulțumesc că el ne-a făcut și acvila romană pentru că urmează să ne facă acum și el lucru și lupul dacic, deci steagul dacilor. Steagul dacilor și acvila romană. Da. Da. Mai avem de asemenea... Da, vreau să vă întreb să nu trec puțin. Cei care vin și sunt vizitatori sau... Deci vin la festival, da? Locuitorii orașului. Da. Sau orașelor, nu știu, poate vin și din alte orașe. Vor fi lăsați să și lucreze sau numai să vadă, să urmărească ceea ce fac meșterii. Îi punem la treabă. Îi puneți la treabă, da? La treabă. Deci au voie să facă lucrul acesta. Da. Deci avem un atelier de monetărie. Deci în momentul când va veni părintele cu acel fetița, cu băiețelul sau mai dar știu, și adulții pune, probabil, nu? Îi pune matrița în mână, cu dacă e mai mititel și vrea să bată cu ciocanul, va bate cu ciocanul. Deci avem și atelier de monetărie. Deci este experiențial până la urmă. Dar vor avea experiența lucrului în sine. Da. Așa. Avem limfele, deci dansatoarele romane. Vor fi activități foarte, foarte frumoase, pentru că avem invitații și alte cohorte din alte. Deci avem... Haideți să le amintiți, vă rog. Da, avem să le amintiți. De la Sibiu o trupă de pretorieni, pretorieni fiind acei legionari care au promovat după 7 ani de zile în armata regelui. Exact. Sunt... De la ei am învățat că în momentul când am intrat în tabără să nu ne vorbim decât în latină, avem numele noastre
în latină, ei sunt pretorieni, o să stăm în parc mai mult de vorbă și o să avem timp să povestim și despre pretorieni și despre legionari. Apropo de faptul, vă întrerup încă o dată puțin tel, pentru că vreau ascultătorii noștri să știe exact intervalul la care pot participa. Vă rog să spuneți orele la care pot veni începând la festival. Începând de vineri, pe 27, după ora 16, ne pot vedea în... În ce interval pot ajunge? Până când, până la ce oră vă pot găsi în grădina publică? Până când se întunică. Da, aveți o limită de timp? 21, cam așa. Până în 21. Și dăm masa la oameni. Da. Masa, bă, și... Pentru că oamenii poate nu pot veni de la ora 16, dar să vină în interval. Iar sâmbătă va fi zi plină, cu toate atelierele la maxim și vom avea și o deplasare. Sâmbătă ce interval la fel? 16-20? De dimineață de la ora 10. Deci sâmbătă de la 10 la 21. Iar... duminica până în jur de ora... Deci noi o să mai rămânem Gălățenii, dar celelalte trupe se vor retrage. Că avem daci din satul mare, avem de la Sibiu pe Emil Polgar, mai avem de la Alba Iulia, deci și ei la rândul lor au ateliere, vin cu fel de surprize și fiecare cohortă va avea cortul. Sunt vreo 6-7 asociații. Da. Așa. Da. Care din în... Da. Încercăm să intrăm și în corespondență directă cu Marius Crudu. Sper să reușim să realizăm această corespondență și ne va povesti și Marius despre participanții la festival. Între timp, eu am vrut să vorbim despre intervalul acesta ca să știe lumea când să poată participa. Locul unde se desfășoară este doar grădina publică, grădina publică din orașul nostru. O să avem o deplasare la Elici. La Elici. Acolo la o Elici. Avem o activitate. Da, veți avea cumva un periplu, cred. Și plecați de la grădină și ajungeți și la Elici. Să facem și luptele. La Elici. La zona unde se află, în zona unde se află Elici, amplasată. Spre faleza Dunării. Zona pietonală. Da. Și am înțeles din programul dumneavoastră că veți ajunge până la foișorul de pe faleza inferioară. Da. Bun. Deci aveți un traseu de străbătut. Apoi vă întoarceți, da? Și ajungeți din nou în grădină. Grădină, da. Da. Asta înseamnă că veți cuprinde cumva orașul, adică va fi vizibilă activitatea dumneavoastră cam de peste tot, da? Sau pe o rază mai mare, sigur. De 3 săptămâni de zile și cu festivalul am bătut chiar tot orașul. Am desfășurat activități de promovare în 21, 20, 21, deci în zona de vest a orașului, de sud-vest. Avem inclusiv ieri în grădina publică, avem în centru foarte multe deplasări. Faleza am făcut-o. Faleza am făcut-o toate. Așa. Cam câte ateliere se vor desfășura dacă facem o numărătoare? Pentru că sunt destul de multe. Lăsați-mă să creiem, să spunem un 5-6. 5-6. Haideți să le numărăm încă o dată. Atelier de pielărie. Tras cu arcul. Avem monetărie, dansuri antice, dansuri și mai punem și luptele, le lăsăm luptele dacoromane. Ce vreți să scoateți în evidență sau să aduceți în fața comunității cu acest festival? Ce ați dori? Eu mi-asum ceea ce... să dăruiți și cu ce să rămână comunitatea? Eu mi-asum ceea ce spun. Vă rog. Acum și o spun în fața publicului, o spun în fața spectatorilor. Deci facem... Și ascultătorilor, în primul rând. Ascultătorilor. Așa. Facem istoria pe viu. Istoria copiii pe viu. Noștri, frumos să simt acum. Eu, mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori, chiar fiind liceeni, fiind copii ceva mai mari, care l-am întrebat unde e Transilvania și dacă poate să-mi spună ceva despre Castelul Huniazilor și mi-a arătat Transilvania în cadrilater, doamnă, e strigător la cer. Este. E strigător, mi se pare. Dar nu sunt vinovați ei, să știți. Nu sunt vinovați. Suntem vinovați toți. Părinții, pentru absolut. Că așa se întâmplă. Absolut. O pagină de istorie, așa. Pentru că asta am făcut. Am cunoscut profesori la școala 40 pe Marian, un profesor extraordinar, dacă ar fi toți profesorii care predă istoria ca el, da, s-ar face ceva.
Deci omul s-a măiat la telefon și spune domnului Niculescu, veniți cu trupa, vă rog frumos, veniți cu trupa. Am fost da, pentru că vrea să le exemplifice copiilor ceea ce, da, sigur, ceea ce s-a întâmplat cândva. Ia și prezintă uniformele, pregătește-te tu, eu nu sigur. Mai... Eu nu mai, vreau să vă întreb ce părere aveți despre istoria care a fost învățată de-a lungul timpului în școli. Cum ați învățat dumneavoastră istoria, cum se învață acum? Eu vreau să faceți puțin o comparație, foarte scurtă. Nu reușim să intrăm în corespondență telefonică directă cu Marius Crudu, doamna Antoaneta, ce se întâmplă cu Marius Crudu? Dar am vorbit cu dânsul, a zis că da, o punem... la 10 și jumătate, i-am zis. Deci... Încercăm și vedem. Da. Aș vrea tare mult să vorbim și cu Marius. Vedem. Pe parcurs. Vă rog să-mi spuneți, să-mi răspundeți la întrebarea mea, pentru că mă interesează. Cum ați învățat istoria pe vremea dumneavoastră și cum vi se pare acum că ați învățat atunci? Dacă ceva de atunci, învățat atunci, a fost conform cu realitatea și ce se învață acum? Sincer, din punctul dumneavoastră de vedere. Sincer, fiind elev, o priveam ca o materie pur și simplu... Ca pe o poveste? Ca pe o poveste, legende? Da. Dar nu realizam că trebuie să o învăț. Mergând cu animalele pe câmp, eu sunt undeva de Munții Buzăului, frumoasă zonă. Dacă vreți, vă facem o emisiune, vă fac o emisiune, vorbesc 3 zile. Vedem, vorbim, sigur. Și despre Galați și despre Buzău, nu e nicio problemă. Am avut ocazia, mergând cu animalele pe munte, să cunosc pe Nea Niculae Tărăsescu, Dumnezeu să-l odihnească, care a făcut cele două a participat la cele două războaie mondiale. Și mi-a explicat copilul, stăteam cu gurile căscate așa cum stăteau acei copii care v-am spus la început la Constanța. Deci noi întorceam animalele pe rând numai să ne povestească. Ore și ne povestea despre... De acolo a fost pasiunea pentru ceea ce... Nu știam ce-i Sebastopol, nu știam ce-i Cotul Donului. Și vă povestea acest om care făcuse războaiele. Așa cum vrem să facem noi acum. Vorbeam și cu Marius Crudu. El trăise istoria aceasta pe viu. El a trăit-o pe viu. Sigur. Noi nu vrem să facem altceva. Nu a avut posibilitatea să ne ferească Dumnezeu să participăm la ce a participat el. Sau tata Dumnezeu să-l ierte. A fost contingent 38. A făcut 3 ani de armată și după 2 săptămâni de zile i-a venit ordine de mobilizare și a mai venit cu divizia Tudor Vladimirescu în țară. Iar a fost o poveste lungă. De aceea vă place să intrați în astfel de activități și evenimente, pentru că simțiți lucrurile acestea. Spuneți-mi ce părere aveți despre elevii din zilele acestea sau generațiile trecute, generațiile actuale, cum învață istoria? Nu aș vrea să-mi... Părerea dumneavoastră. O părere sau să-mi creez o opinie, să-i spun că nu învață, să mă aștept. Nu mă refer la lucrul acesta. Dacă istoria este poveste în acest moment, chiar poveste, sau dacă află câte ceva real puțin, din ce s-a întâmplat. Mi se pare că în istorie este foarte puțin despre istoria României. Am înțeles. Să știți că mai avem puțin până la publicitate. Mi se pare că o lăsăm un pic și pe doamna Antoaneta Crudu să vorbească, pentru că ați acaparat terenul în seara aceasta, foarte bine, dar Niculescu. Această activitate chiar domnul Niculescu este în drept să vorbească. Și Marius, sigur. Da. Așa, și Marius, da. Dar Marius nu ne răspunde la telefon. Nu știm ce are cu noi, dar nu ne răspunde la telefon. Vom vedea. Doamna Antoaneta, dumneavoastră trebuie să-l trageți de urechi, da, sunteți mama noastră. Am înțeles că a plecat la București. Domnule, e în drum spre București. Da. Doamna Antoaneta Crudu, președinte, sunteți al Asociației Danubiana. Spuneți-mi la câtă activitate sunteți, că știu că ați mai organizat festivalul. Deci, în primul rând, aș vrea să vă spun, poate nu dumneavoastră, cât publicului larg care ne ascultă, că Asociația Danubiana Galați s-a înființat în 5 martie 2013. Anul acesta a făcut 11 ani de activitate. Mulți înainte. Mulțumim. Noi anul trecut am făcut aniversarea a 10 ani de activitate, drept pentru care am editat o carte. Dacă dumneavoastră m-ați întrebat, exact cum m-ați întrebat, foarte bine m-ați întrebat la câte activitate sunt, eu acum n-aș putea să vă spun, că ar trebui să mă gândesc. În schimb, am luat hotărârea cu Marius ca toate activitățile noastre să le așezăm într-o carte și am editat această carte 10 ani. Cartea pe care ați adus-o cu dumneavoastră să o arătăm și la camere. Aceasta este cartea noastră. Este vorba despre 10 ani pentru cultură, istorie și educație. Da. Aceasta este cartea. Da. Această carte, în această carte sunt toate activitățile. Haideți să o lăsăm așa. Da, sunt toate activitățile noastre pe care noi le-am desfășurat.
În primul rând, aș vrea să vă spun că în afară de... Am început cu voluntariat. Cei trei copii ai mei, Marius, Ionuț și Florin, au vrut să facă această... să înființeze această asociație. Au vrut să facă altceva în afară de ce fac mulți alții. Au vrut să trăiască altfel, cum s-ar spune. I-am sprijinit, bineînțeles, datorită faptului că am fost salariat la Colegiul Național Costache Negri, unde am avut un mare sprijin din partea colectivului de cadre didactice și a elevilor în această școală, toți trei fiind elevii Colegiului Național Costache Negri. Eu vreau să vă spun că de-a lungul timpului, în cei 10 ani, în afară de voluntariat de carte care au fost dus în Republica Moldova și regiunea Odessa, Ucraina, ajutați de istorici și de ziariștii din Galați, domnul regretatul domnul Victor Celincă, domnul Tatu Tudose Istoric, domnul Vasilache, domnul Vulpe, Marian Vulpe, au fost sprijin concret alături de Marius și... În afară de voluntariat de carte, activități culturale, cu lansări de cărți, cu alte activități culturale, noi am desfășurat 3-6 proiecte transfrontaliere care au fost finanțate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Aceste proiecte transfrontaliere s-au adresat comunității de români din Republica Moldova, dar în special din regiunea Odessa, învățători și profesori, și au avut la bază dezvoltarea și promovarea limbii române și a istoriei poporului român. În urma acestor activități, noi știm românii, dar ei au realizat că acolo unde se vorbește limba română, suntem români. Limba română este, de fapt, firul roșu care leagă frații de frați, românii de români, de peste tot. Și atunci i-am ajutat foarte mult, cel puțin colegii mei, deci de la Colegiul Național Costache Negri, au ajutat foarte mult cu cărți tematice, cu cărți de pedagogie, de psihologie, cu planuri de lecție, cu tot felul de lucruri și lucrări pe care ei le-au folosit în actul didactic din școlile cu predare în limba română. Asta e un lucru foarte mult. Dacă în 2015, când a avut loc primul eveniment, am fost prima asociație, fără falsă modestie vă spun, a fost prima asociație care m-a dus 25 de cadre didactice. Ei nu spun că n-au mai venit până atunci, dar au venit de 2, 3, 4. Când a mers Marius la domnul Ilie Zanfir, l-avea urechea să roage să pregătească sala Eminescu, a zis, nu se poate, eu de-abia vin 7-8, nu domnul, noi avem un proiect care este finanțat și oamenii vor veni. Și toată lumea a fost încântată. Și dacă atunci nu se cunoștea nimeni cu nimeni, Asociația Danuiana Galați, de-a lungul timpului, a realizat o pânză de paianjen, o relație foarte mare s-a dezvoltat între toți oamenii, între ei. Și ne oprim aici, frumoasă imaginea, da, cu pânza de paianjen, vine publicitatea peste noi și revenim, doamnelor, domnilor, publicitate. Doamnelor, domnilor, am revenit, sunteți pe 92,4 FM, mențineți frecvența, vorbim în seara aceasta despre Festivalul Roman Tirghina Barboș, cel care se va desfășura în perioada 27-29 septembrie în orașul nostru, loc de desfășurare, grădina publică. Invitații mei din seara aceasta, Antoaneta Crudu, președinte Asociația Danubiana, pentru cei care ați deschis mai târziu sau ați intrat pe frecvență mai târziu, și domnul Aurelian Niculescu, administrator al Asociației Danubiana Galați, dar de asemenea președinte al Asociației Cohorta 2, Matia Corum. Doamnelor, domnilor, vom intra acum într-o corespondență telefonică direct, așa cum vă anunțam, cu Marius Crudu, vicepreședintele Asociației Danubiana Galați. Alo? 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 Bună seara, Marius Crudu! Bună seara, să rămână, mulțumesc de invitație, salutări invitațiilor și ascultătorilor dumneavoastră. Mulțumesc și telespectatorilor, să știți, pentru că ne vedem și pe Facebook, ne vedem și la Express TV, așa că sunteți peste tot, Marius Crudu, da, și asociația. Asta este ce vă... ne vede toată lumea, așa că să ne spui lucruri interesante. Marius Crudu, vicepreședinte al Asociației Danubiana Galați, hai să ne vorbești și tu, din punctul tău de vedere, Marius Crudu, despre Festivalul Roman Tirghina Barboș. Ce vor putea vedea și face oamenii care vor veni la acest festival, care readuce istoria, readuce trecutul în prezent. Puțin să ne reamintim de ceea ce a însemnat cândva istoria din perioada aceasta, dacă romanul. Pentru început, aș vrea să mulțumesc primăriei municipiului Galați pentru că ne-a finanțat acest frumos proiect, iar
Asociația Danubiana Galați și Asociația Mateacorum va încerca să resusciteze acest fenomen al reconstituirilor istorice. Și cu această ocazie așteptăm toți copiii cu mic, cu mare, la acest frumos festival, care va fi reușit și cu un impact foarte important și frumos. Dar să știi că vreau să așteptați și adulții, nu numai copiii, nu? Însoțiți. Adulții vin însoțiți de copii. Deci și copiii însoțiți de adulți. Și așa, și așa. Adulții însoțiți de copii și invers, nu? Copiii mici, așa. Îi așteptăm cu drag. Da. Aveți o limită de vârstă? Adică de la ce vârstă în sus pot veni copiii? Copiii pot veni de la orice vârstă, fiindcă vor fi foarte încântați de atelierele noastre. Avem ateliere de modelaj, avem turnare de bazoreliefuri, avem monetărie, pielărie, ferărie, tir cu arcul, dar și dansurantice. Cel puțin la Galați avem trupa de dans Dance With Me, care ne va încânta cu dansurile lor antice. Spune-mi, te rog, Marius Crudu, de ce v-a venit ideea organizării acestui festival? De ce? Care a fost motivația? Și cum v-a venit ideea aceasta? Și cui a venit ideea? Ideea este mai de demult, dar având în vedere că urmează să se deschidă castru Tirighina Barboș, am zis că e foarte important să marcăm acest moment cu acest festival finanțat de Primăria Municipiului Galați. Cu ce vrei să rămână oamenii care vor veni la festival? Ce ți-ai dori să vorbească despre festival în momentul în care acesta se încheie? Ce ai vrea, dacă te-ai face așa o muscă, știi? Să intri în încăperile unde oamenii se întorc, în casele lor și să asculți. Da, ce vorbesc? Să vă spun chiar și voluntarii. Ce ți-ai dori? Pentru prima dată intră în pielea personajilor, în pielea soldaților romani, intră se strecoară, să zicem, în acele vremuri și simt și văd cum trăiau romanii și dacii din acele timpuri. Și rămân cu o impresie foarte frumoasă și chiar ne și promovează. Iar cu această ocazie așteptăm cât mai mulți voluntari să vină la Asociația Danubiana Galați, să se înscrie și vor fi plăcuți, uimiți plăcut de ceea ce facem. Și vor avea ce învăța, probabil, nu? Dacă vor veni să facă voluntariat, au și ce să învețe. Au și ce să învețe, cel puțin la Asociația Danubiana Galați și Mateacorum pleacă cu un bagaj informațional foarte, foarte bogat. Spune-mi, îți plăcea istoria la școală? Eram... Domnul Niculescu râde. Nu știu de ce râde. Nu fan, dar erau niște povestioare plăcute, că istoria de fapt este o poveste. Este o poveste, dar să știi că vine din realitate până la urmă. Vine din realitate și pe care o trăim și noi astăzi, în timpurile acestea. Ce note aveai la istorie, Marius Crudu? Mă aveam un 7, 8, cam așa, deci nu eram nici premianț, dar nici... Erai acolo, în medie, da, media. Adică nu cel mai bun, nu cel mai de jos, dar erai pe mijloc așa cumva, da? Eram pe la mijloc. Ei, acum trebuie să-ți dăm nota 10, Marius, că uite ce crezi. Să știm câte puțin din fiecare, că de obicei excesele dăunează. Excesele dăunează, ia uite ce spui pe post. Vezi că n-auzi și copiii și părinții, dar până la urmă și eu spun același lucru, numai cărați fraților copiii la toate cursurile din lumea aceasta, pentru că sunt atât de obosiți. Dar duceți-i la festivalul acesta istoric, care va readuce istoria în prezent, Festivalul Roman Tirighina Barboș. Marius Crudu, ce ne poți spune ca element de surpriză? Sau nu de surpriză, că surpriza e surpriză, nu dezvăluim. Nu, element de picanterie, nu știu, ceva care să atragă publicul. Știi că ne aud acum oamenii, ne și privesc pe pagina de Facebook și la Express TV. Da, cele mai multe întrebări, având în vedere că pe 1, 8 și 22 am făcut niște defilări prin municipiul Galați, copiii cel puțin din brațele mamelor întrebau, dar când se bat? Când se bat romanii cu daci? Când se bat? Și am zis, veniți ca să-i vedeți. Păi nu știi că asta așteaptă. O să fie o senzație să vadă pe viu, în fine, la nivel actoricesc. Da, absolut, absolut, da. Dar stau și mă gândesc. Acolo, dar ei de obicei sunt foarte surprinși și se uită... Le plac luptele, Marius Crudu. Auzi, vreau să te întreb ceva, ca între oameni care vorbesc de la om la om, de ce ne plac nouă oamenilor să vedem, de ce ne place să vedem lupte? Mie nu-mi place în mod deosebit să văd oameni luptându-se, dar de ce oamenii sunt înnebuniți uneori și copiii mai ales după acest aspect al vieții noastre, lupta dintre oameni?
Ce crezi? Acum știți cum e, viața este o luptă continuă, dar noi facem niște scheme actorice și într-un final dăm mâna, palma și nu promovăm violența și războiul. Asta-i, asta vreau, să nu promovați așa ceva. Dar aș vrea să promovați comuniunea și ceea ce înseamnă împreună, pentru că s-a cam uitat, să știi, Marius. Prietenia și asta să faceți. Așa este, așa este. Și compasiunea și empatia și lucrurile acestea care au cam dispărut din dicționar în ultima perioadă. Știi că mai vorbeam noi la evenimente. Tot ce este bun și patriotismul, să nu-l uităm. Așa este. Ești un patriot? Sunt. Pot zice că sunt. Dar și prin prisma profesiei tale, până la urmă, că ajuți oamenii din toate punctele de vedere. De pompier la ISU Galați și prin faptul că sunt român și sunt om și iubesc oamenii. Mulțumesc, Marius Crudu. Va trebui să încheiem corespondența telefonică directă. Îmi pare foarte bine că ai intrat și tu în corespondență și ești împreună cu noi, iată, în seara aceasta. Tehnologia e bună până la urmă, să nu o ducem la extrem și să nu excludem oamenii. Mulțumesc, Marius Crudu, și baftă, baftă multă pentru festival. Vă așteptăm pe toți în număr. Cu mare drag, cu mult drag, mulțumesc. Mulțumesc, toate cele bune. A fost Marius Crudu, vicepreședintele Asociației Danubiana Galați. Doamnelor și domnilor, sunteți pe 92,4. Nu schimbați frecvența. Nu uitați că aceasta este frecvența noastră. Ne vedeți și pe pagina noastră de Facebook și la Express TV. Avem în continuare o întreb pe colega mea, să știu dacă mai am voie să întreb câte ceva, dacă vine publicitatea peste noi. Puțin, îmi arată, puțin. Doamna Antoaneta Crudu, ce vreau să vă întreb? Cum v-ați crescut copiii, doamnă, de ați reușit să ajungă copiii dumneavoastră? Pentru că puteți să dați un exemplu, sau nu, celor care ne ascultă. Nu e neapărat nevoie de sfaturi, nu vorbim despre sfaturi. Spuneți-mi, vă rog, cum i-ați crescut, în spiritul căror lucruri? I-am crescut așa. Ce valori le-ați evidențiat? De a iubi oamenii, aproapele, de a-și iubi bunicii, de a iubi părinții, de a iubi vecinii, de a nu se refuza. Ei nu știu să se certe între ei. Ei au 40 mare de lucru, ani, ei nu mare se ceartă. Lucru. Da, se poate să mai împungă așa, dar imediat, de mici am învățat, nu aveți voie. Nu e frumos, trebuie să fiți frați și ca un buchet trebuie să fiți. La școală, la fel, să fii atent la profesor. Chiar dacă veneau și mai spuneau lucruri pe care le știam, le auzeam, se mai aud așa. Sigur că da. Eu, bineînțeles, când ai să fii tu profesor și ai să fii în fața clasei, atunci să vii să comentezi. Ați fost o mamă dură? Foarte. Foarte dură. Adică, eu cred că, din punctul acesta de vedere, eu cred că de aceea ați și creat această asociație până la urmă, pentru a face o colaborare între dumneavoastră și copiii dumneavoastră și pentru a da mai departe și celorlalți. Mulțumesc! Vă pare rău. Îmi cer scuze și nu te mai scuza, lasă. Mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la emisiune în seara aceasta. Mulțumesc pentru că oferiți comunității, dați înapoi comunității. Vreți să mai mulțumiți cuiva? Vă rog, sunteți liberă să faceți mulțumirile de rigoare. Vreau să mulțumesc școlilor colaboratoare care ne-au sprijinit la cele trei promovări de festival. Liceului Economic, Liceului Alexandru Iancuza Galați, Școala 26 Galați și Liceului Elena Doamna din Galați. Aceste școli ne-au sprijinit necondiționat pentru că noi acolo am mers, ne-am echipat, ne-au primit. Nu s-a pus nicio problemă. Eu le mulțumesc din suflet. Mulțumesc, doamna Antoaneta Crudu, mulțumesc pentru prezența în emisiune, mulțumesc, domnule Aurelian Niculescu, vă doresc baftă multă, succes în activitatea pe care o veți întreprinde între 27-29 septembrie. Mulțumesc, Festivalul Roman de la Tirighina. O să fie fain, să fie, să dea Dumnezeu. Oameni buni. Este și cald. Așa este, timpul ține cu noi, așa este. Oameni buni, vă mulțumesc, sunt Daniela Vlad, mulțumesc echipei din seara aceasta, vă aștept de fiecare dată cu mare drag să învățăm și să creștem împreună. Mulțumesc!